În găsit, cea mai mare taxă de studii este plătită la medicină. În funcție de colegiu și de specialitate, plata anuală poate ajunge și la 10.000 de lei. Tinerii care vor să alege să-și continue studiile la colegiul financiar bancar vor plăti 6.000 de lei pe an, iar la cel politehnic plata este de 5.000-6.000 de lei. Cea mai mică taxă este la pedagogie. 3800 de lei. Și dintre universități, cea mai mare taxă este la medicină, unde plata pentru un an de studii ajunge la 20.000 de lei. Urmează Universitatea de Stat cu o taxă de școlarizare care variază între 5.000 și 10.000 de lei. Și cea tehnică, unde studenții trebuie să plătească între 5.500 și 7.500 de lei. Cea mai mică taxă de școlarizare este la Universitatea Pedagogică. Aici contractul anual de studii variază între 3.500 și 5.500. 500 de lei.